Bună seara și bine ne-am regăsit la ediția specială a Puterilor Secrete. Astă seara un invitat drag mie și dumneavoastră, Valentin Târcă. Bună seara, Valentine, bine ai revenit la 6 TV. Bună seara. Vreau să-mi spui, Valentine, ce ai mai făcut în ultima perioadă, de când nu ne-am văzut. Că tu ești într-o permanentă cercetare. Eu ce să fac? Exact, mă repet acum, mai spus și cu ocazia altei celelalte emisiuni, încerc să arătăm oamenilor că nedreptatea, minciuna, dar mai ales prostia pot fi combătute. Asta este, cu asta ne ocupăm noi. Căutăm în stânga, în dreapta, aducem dovezi cu privire asupra unor lucruri care nouă ni s-au spus oficial că s-au petrecut într-un fel. Când scoți diverse documente, ajungi la concluzia că, de fapt, lucrurile stau taman pe dos. Și atunci noi încă o dată încercăm să punem și să supunem atenție oamenilor. Cam la cap și să aduceți adevărul. Da, și lăsăm pe fiecare să cearnă toată informația asta și să-și formeze singuri anumite păreri. Hai să vedem, Valentine. Am înțeles că în ultima perioadă direcția ta a fost orientată către Peleș. Nu, către Bran. Către Castelul Bran. Păi nu am cum să n-am atenția îndreptată către Bran, deoarece acolo m-am născut, acolo trăiesc și tot acolo vreau să-și înțepenesc, ca să zic așa, dacă puteam spune. Poate nu înțepenești. Da? Și astăzi vom vorbi despre un lucru despre care nu vor mulți oameni să vorbească, deoarece îmi spun unii, ba că suntem prea mici, ba că povestea e prea sensibilă. Ei bine, una peste alta, convingerile tale sunt că nu este în regulă ce s-a întâmplat cu castelul, da, că de asta vreau aparținătorii să nu sunt cei care sunt acum în posesia castelului, că vi s-au îngrădit niște drepturi celor din Brașov și nouă tuturor de a îl merge, vizita, de a vizita, da? De a... Așa. Hai, spune-mi, încep începutul. Păi, începutul este foarte simplu. Castelul ăsta, Bran. Ai un scurt istoric al lui? Da, îi spunem Bran momentan. Castelul ăsta, pentru oamenii care nu știu, face parte din ființa și din istoria noastră națională. Când un lucru face parte din ființa și în istoria ta națională, n-ai cui să-l retrocedezi, n-ai cum să-l înstrăinezi, fiindcă odată cu lucrul ăsta trebuia înstrăinat și poporul, ca să zic așa. Acum așteptăm ca lucrurile să se miște. Bun, tu ai spus că ai totuși o cronologie a ceea ce s-a întâmplat vis-a-vis de castel. Vorbește-ne puțin despre asta. Despre istoric. Am zis că pornim cu istoricul și am început cu hârtia ta, da, către procuratură. Da, hai să vorbim un pic despre cum s-a ajuns la retrocedarea familiei de arhiducelui Dominic de Habsburg. Imediat o să vă explic. Deci, răspunsul, v-am spus, îl găsim chiar aici. Deci, el a intrat în posesie în 18 mai 2006. Atunci i-a fost retrocedat. Aici a intrat pentru ultima oară. Noi acum o să vorbim cum au intrat ei prima dată în posesia lui. Okay. Că ăsta, castelul ăsta Branu a fost ca un fel de minge de ping-pong. Da, da. Când am reușit să-l luăm, când ni l-au luat. Și tot așa de atunci ne jucăm, uite, jocul ăsta. E un joc fără învinși și fără învingători. Hai să vedem, cine l-a construit și în... Aici vroiam să exact. Ajung. Hai să luăm un pic cu istoricul. Aici vroiam să ajung și istoricul este în felul următor. Alexandru Vlahuță, da? În România pitorească, spune clar că neamul agatârșilor s-a retras din calea gloaterilor pribege și s-au retras unde? În întăriturile munților. Ce au făcut acolo? Duceau o viață liniștită, protejați de întărituri. În materialul cu care am început emisiunea, da? Este o hartă completă cu castelul Bran. Și se vede clar că acolo castelul făcea parte dintr-o salbă de fortificații. Nu era ceva așa solitar. Înțelegeți? El un simplu castel pe o stâncă, nu. El făcea parte dintr-un grup de fortificații, exact tocmai pentru a apăra poporul ăsta baricadat în munți. Din calea
hoardelor migratoare care pustiau așezările celor statornici. Bătălia asta a început, deci agatârșii s-au retras în jurul anilor 800. Încet, încet au început să se retragă către Carpați. Bătălia a continuat cu războaiele, așa zise, cunoscute nouă sub numele de războaiele daco-romane. A continuat cu aruncarea peste Dunăre, a așa numită retragere aureliană. Înțelegeți? Încet, încet, treptat, noi ne-am retras către munți, fiindcă acolo ne puteam apăra mult mai ușor de în fața expansiunii popoarelor cotorupitoare, care nu se ocupau cu altceva decât cu jaful și cu jafuri, violuri, tot ce era mai interesant în lumea lor, calitățile astea. Vă povesteam eu în altă emisiune că mi-l prezintă pe Alexandru cel Mare, un cuceritor, altul Cezar, al mare cuceritor. Ce au făcut ăștia? Ăștia au omorât lumea fără discernământ, cu sabia în stânga și în dreapta, și le-au luat bunurile și pământurile. Așa au cucerit oamenii ăștia, în ghilimele, lumea. Cunoștința poporului ăsta cu clanul Brandenburg-Hohenzollernilor ăstea a fost în jurul anului 1500, când Georg Brandenburg de Hohenzollern o ia încăsătorit pe Beatriz de Frangespan, văduva lui Ioan de Hunedoara, fiul lui Matei Corvin, rege al crai al Ungariei la vremea respectivă. La mai puțin de un an de la căsătorie, domnul Margraf Brandenburg de Hohenzollern o strânge de gât pe doamna Beatriz de Frangespan și brusc se face proprietar pe aproape 3/4 din Transilvania. Au ales ei, au uns ei un voievod al Transilvaniei rapid, pe Ioan de Zapolia, și care le-a confirmat stăpânirea. Văd acum că în 1920 Consiliul Orășenesc Brașov a donat castelul reginei Maria în semn de recunoștință față de contribuția și înfăptuirea Marii Unite la 1 decembrie 1918. Regina l-a amenajat și l-a lăsat moștenirea fiicei sale, principesa Ileana, sora regelui Carol al II-lea, după expulzarea din țara familiei regale în 1948. Castelul Bran a intrat în proprietatea statului român, fiind abandonat și devastat. Deci, el a intrat în posesia familiei regale în 1920, când Consiliul Orășenesc al Brașovului a donat castelul reginei Maria. Așa știți dumneavoastră. Așa scrie în istoric. Asta este o istorie pe care au scris-o ei. În istoria care am scris-o noi, și e o istorie logică, dacă o analizez, deci, e logică. Aici el a avut rol de vamă, castelul a trecut prin mai multe mâini în decursul anilor, cam din 1300, așa, s-a tot plimbat de la unii la alții. Zona asta, culoarul ăsta, Rucker Bran. Eu am căutat capitolul în care am găsit legătura dintre castel și casa regală. Păi noi avem legătura prin care arată că pe vremea voievozilor Mircea cel Bătrân, Vlad Dracu, Vlad Țepeș Draculea, castelul ăsta se numea Castelul Balaurului și era reședință a voievozilor, da? Și brusc ăsta ajunge în stăpânirea Brandenburgilor, veniți de temir pe unde. Și toată lumea știe că Georg Brandenburg de Hohenzollern ăsta, care a avut chiar tupeu să fie trecut în actele lor cel pios, Georg cel pios, e o bătaie de joc. Omul a schinjuit pe, individul a schinjuit pe Gheorghe Doja în mod barbar, și eu o să citesc acum din Eusebiu Camilar, care este un mare istoric. Eusebiu Camilar, poet și prozator român, s-a născut la 7 octombrie 1910, da? Deci pe timpul băieților ăștia, când au revenit ei ca monarhi ai României mari, și vreau să vă citesc doar așa, un mic fragment, ca să vă dați seama cam cât îi duceau pe ei capul în general. Și, adică, sunt niște chestii care... Și că nu târzie vreme după aceea, Gheorghe Doja urcă spre o sândă. Georg Brandenburg îi aștepta între două rânduri de lăncieri cu scuturi. Doja s-a oprit, l-a privit drept în ochi.
Și totuși, nu voi sunteți biruitorii. George Brandenburg i-a acoperit cuvintele cu hohote de râs. Așa? Priviți! Când s-a ferit, o sândiță au văzut o podișcă și niște oameni în straie roșii aprinzând focul. S-au așezat un jilț de fier, o corană de fier și un sceptru de fier. Pentru cine sunt toate astea? A întrebat Barabas, cutremurat din creștet până în tălpi. Apoi, în vaierul clopotelor, jilțul de fier, coroana de fier și sceptrul de fier au fost lăsate în foc până la înroșire. Doja a fost așezat pe jilț și doar o clipă cât i s-a pus coroana pe cap și sceptrul în mâna dreaptă, el a stat drept și demn și miile de privitori au văzut în fumul ce se înălța un colos al fierului, împărat al munților de fier și sub pământului. Apoi totul a fost acoperit de o ploaie înaltă și repede. Călăii rupeau cu cleștele bucății din carnea martirului, aruncându-le răsculaților să le înfulece, dar nimeni nu le voia. Securile fulgerau. Înțelegeți? Cam... Hai să ne întoarcem la castel. Da. Deci el, ca atestare documentară, da, intră în... Așa sunt trecute, în 1377. Da, noi avem o hartă din 300, o să o vedeți, adică de fapt aia e în materialul cu care am început emisiunea. Harta e din anul 300, încă o dată. Din anul 300 și castelul Bran nu era ceva singular, avea chiar un turn în plus. Cine se uită cu atenție pe harta aia, înțelegeți? Bine, nu aveau harta voastră este... cum să spun, atestată de cineva? Da, harta noastră este refăcută după o hartă din Arhiva Ordinului. Arhiva Ordinului care? Arhiva Ordinului Dragonilor. Da, care este serviciu de protecție al teritoriului ăsta. Am tot încercat, am tot spus în toate emisiunile. Am înțeles. Dar... Și Arhiva asta Ordinului nu poate să umble lelea cum ar vrea unii să vin eu cu ea după mine ca să... O arăt. Ideea este cine dă credibilitatea acestor hărți pe care... Cine le atestă? Păi, dacă Ordinul. Ordinul înseamnă că oamenii... Nu. Dacă vă uitați pe harta asta, găsiți toate lucrurile astea la locul lor. Confluența râurilor, de unde este văzut castelul, ruinele zidăriilor. Este o hartă pe care voi ați încercat să o refaceți. Nu? Din toate din documentele pe care le-ați avut la îndemână, pe care le-ați găsit, din scrierii, din... Stați puțin. Dacă dumneavoastră aveți pe un desta de o, pe o tăbliță cerată, da? O tăbliță cerată, ca asta. Aveți... Voi nu aveți o hartă originală de atunci? Sincer, noi... Nu vreau să te pun în încurcătură. Vreau pentru că oamenii ne vor întreba. Am înțeles. O să le explic oamenilor simplu. Suntem stăpânii legitimi ai spațiului ăsta. Noi nu aveam nevoie de acte de proprietate până când n-a căzut pe noi nenorocirea. Că noi am fost agresați când nu vă așteptam. Corect. Nimic. Corect. Noi suntem un popor care aici ne-am născut. Da, ne-am născut și aici suntem dintotdeauna. Da. E ca și cum, imaginați-vă în felul următor, cade blocul pe dumneavoastră, da? Da. Să dărâmă. Dumneavoastră treceți după o anumită, după 10 zile, treceți pe lângă casa dărâmată, da, și spuneți cuiva, știți? Uite, eu aici am locuit. Și ăla vă spune, da, eu vă cred, dar arată-mi documentul de la apartament. Păi de unde să mă duc eu acum să-ți iau ție documentul din apartament din ruine? Că tu nu vrei să mă crezi, e doar problema ta. Luați lucrurile să se privească harta asta, da, și da, cunoscătorii Branului își dau seama că e reală. Nu poți să cum să spun, să convingi oamenii de un lucru decât atunci când dai baza legală. După publicitate o să vă aduc harta în mărime naturală. Ok. Și o să o focalizați, o să o vedeți și eu am să vă explic pe ea niște lucruri. Ok. Și mai mult chiar, deci ceea ce noi spunem, harta asta e perfect reală, deoarece ea este refăcută după original. Uite adică... ce scrie aici. Inițial, castelul Bran, cunoscut ca fortăreață în acea vreme, a fost construit din Ordinul Cavalerilor Teutoni în 1212. 1212. Deci înainte de 1377, când s-a făcut prima atestare.
Apoi, au primit din partea lui Ludovic de Anjou dreptul de a ridica cetatea pe locul fostei fortărețe. Apoi, între 1419 și 1424, a intrat în posesia lui Sigismund. În sfârșitul anului secolului al XV-lea, a fost subordonată Comitetului Secuilor și sub domnia lui Iancu de Hunedoara a trecut sub conducerea voivodatului Transilvaniei. Da. Fac un scurt exercițiu istoric. Da. Îl știm pe Mircea cel Bătrân, da? Da. L-a znopit pe Baiazid. Mircea cel Bătrân era domn al țării românești, țării Făgărașului, țării Amlașului și părții ale Ungrovlahiei. Așa, astea sunt titlurile lui, da? Păi dacă Mircea cel Bătrân era stăpân peste toate lucrurile astea, peste tot teritoriul ăsta, dacă mă înțelegeți, da. Castelul Bran era chiar în centru. N-aveau cum să fie venetici ăștia stăpâni pe ceva. Deci ei au luat lucrurile astea prin persuasivitate, prin agresiune. Deci el a fost cedat domnitorului Mircea cel Bătrân de către brașoveni. Scuzați-mă, revin. Și a aparținut de țara românească așa. Până în 1419. Ceea ce nu știe lumea este că cavalerii teutoni au fost aliați ai Ordinului Dragonului și la Râșnov, la cetatea Râșnov, e fondată de ei și noi am fost aliați cu teutonii. Până când teutonii nu s-au supus cerințelor catolicilor din exterior și ăștia au încercat să-i dizolve. Înțelegeți? Numai că lupta a dus, s-a dus mai departe. Da, am ajuns la pauza de publicitate, revenim după pauză. Am revenit după pauza de publicitate. O să te rog, Valentin, știu că pentru tine a fost o muncă enormă să adun toate aceste informații, toate aceste date. Hai să vorbim un pic despre realitatea ta, despre istoria ta pe care ai reușit să o construiești, despre acest castel. Da, eu nu vorbesc despre o istoria mea. Despre istoria pe care o consider adevărată. Eu vorbesc despre o istorie a noastră. A noastră. Este vorba de o istorie care mă referam la faptul că furată. Voi ai făcut aceste cercetări. Este o istorie care ne-a fost furată. Și acum... Hai să luăm cu începutul. Foarte cu începutul. Care este plasarea geografică a Castelului Bran? Nu știe foarte multă lume. Este în inima țării. Regiunea asta, Branul, țara Făgărașului, este inima țării, este locul, este regiunea cu locul zero al României. Deci de aici pleacă totul către exterior, da? Păi când tu un popor te retragi planificat din fața hoardelor barbare și te retragi sus în munți, da? Te retragi cât mai aproape de inimă și faci locuri fortificate pe care eu astăzi pot să le atest cu harta asta, că e foarte reală harta. Harta e făcută după original. Este recreată cu mijloace moderne după original, harta asta. Sunt elemente irefutabile. Deci dacă absolut toate elementele se regăsesc în natură, sub... În realitate. În realitate. Toate turnurile astea să găsesc ruinele la bază. Cutremurul din 1802 le-a dărâmat pe foarte multe dintre ele. Dacă faceți legătura anul 1802, venirea monarhiei astea în 1877, au venit Hohenzollernii la noi să ne ridice ei, să ridice țara mare. Da? Păi, dacă ăsta a fost castelul lui Mircea cel Bătrân, a fost castelul Balaurului, cum pot să vină ăștia din exterior și să pretindă că este al lor? Și... Păi, eu mai dau... Pun o întrebare de bun simț, da? Eu îi dau voie unui străin să vină el să-mi construiască în mijlocul casei cuiul lui Pepelea. Să vină el să zică, uite, eu în mijlocul apartamentului tău îmi fac eu 2 metri pătrați de zid și ăla e al meu. E ilogic. Povestea castelului Bran asta nu e
povestea unui amărât de castel undeva pus pe o stâncă. Castelul ăsta face parte din ființa noastră națională, în primul rând, fiindcă a fost o apărare. Nu s-a trecut de el către locurile fortificate. Și culoarul ăsta, Rucăr-Bran, este un culoar care separă Occidentul de Orient. Este un nod, ca nodul de la clepsidră, dacă ați putea să înțelegeți comparația. Deci era... Cine are cheile castelului ăsta, are cheile țării este, am putea spune. Este un castel cu valoare simbolică. Este un castel al rezistenței. Înțelegeți? Este un castel al rezistenței împotriva nedreptății, samavolniciei și ticăloșiei. Cam asta ar fi... Trecem mai departe. Ce mai ai cu referire la castel? Spuneți că, sau ei spun, că acest castel a fost făcut de către Habsburgi, sași, brașoveni. Bă, dar ăștia de unde au venit? Dacă aici au fost valahi, moldoveni și munteni în limba veche. Deci, sașii îi găsim pe în Germania. Nu cred eu că cineva... Era punctul de graniță dintre Transilvania și Muntenia. Nu, acolo este... la un moment dat au stabilit ei granița. Castelul Bran făcea parte din un întreg, adică era inima unui teritoriu foarte vast. Fiindcă lumea nu știe, dar țara lui Mircea cel Bătrân era până aproape de Ungaria. Înțelegeți? Nu credeți? Era cam aproape a Garda Mare. Încă o dată, cine ne scoate din toată povestea asta, adică cine ne luminează în povestea asta, v-am spus, este domnul Alexandru Vlahuță, care, nu știu dacă v-am spus cu altă ocazie, Alexandru Vlahuță l-a cunoscut pe străbunică, mi-au fost prieteni, Alexandru Vlahuță a fost secretar al ordinului. Dragonilor. Da. El dă următoarea informație care se regăsesc și în alte izvoare în exteriorul țării. Da. Spune așa, de mult, cu 800 de ani înainte de Hristos, trăia pe văile acestea un neam de oameni războinici, aspri la fire și la chip, cu numele de Sciți. Ei stăpâneau de călare toată câmpia întinsă din Marea Neagră până în pustiurile mlăștinoase ale Donului. Iar în partea muntoasă, în mândra cetatea Carpaților, hălăduiau agatâr și o viță mai aleasă desfăcută din neamul cel mare al tracilor. Informație foarte vitală. Retrași din vadul gloatelor pribege, apărați de întăriturile munților și aproape neștiuți de lume, agatâr și duceau acolo o viață așezată și liniștită, îndeletnicindu-se unii cu creșterea vitelor, alții cu viile, ori cu albinele de răul cărora se zicea că nu putea nimeni să pătrundă la ei. Cei mai din lăuntru, strângând aur din prundul râurilor sau scoțându-l din desfundăturile munților, și toți la oaltă alcătuind o familie de oameni voinici, harnici și sănătoși, care se purtau gătiți în haine strălucitoare, trăiau în belșug și în bună înțelegere, își iubeau țara lor frumoasă și păzită, din care nu ieșeau niciodată. Aveau cârmuitori pașnici, înlezniri multe și legi puține, pe care le puneau în versuri și le învățau pe din afară cântându-le. Realizați ce... Despre ce vorbim? Despre civilizație, vorbim da. Despre o civilizație da. Care de mici învățau legile omeniei, a bunei înțelegerea cuvincioasă a lucrurilor și... Sunt două popoare distincte, sunt sciții ăștia care erau aspri la fire, războinici, știe toată lumea cu ce se ocupau sciții, dacă le citiți obiceiurile, vă îngroziți, jupuiau oameni, beau sânge amestecat cu vin. Aș vrea să mai puneți, am o imagine, uitați asta, aș vrea să-mi prindeți în plan. Imaginea asta, dacă se poate. Noi vorbim, de aici mă refer, noi vorbim de două ordine. Da. Ordinul ăsta al oamenilor din Carpați, al oamenilor liberi, care, văzut din satelite chiar structura muntoasă din Bucegi,
Și branul este chiar în fruntea dragonului ăsta, da? Și dragonul ăsta cocoșat, un râs de dragon care a fost inventat de Sigismund de Luxemburg. Acesta. Vorbesc de crucea lor, cea roșie, fiindcă ăștia sunt neamul roșil al șiților, da? Rasa cu părul roșu. Și crucea noastră a teutonilor. Vedeți ce simplă e acum istoria. De ce catolicii au încercat să-i scoată pe Teuton din Transilvania? Fiindcă teutonii nu jucau cum le cântau catolicii. Și ăștia au fost niște oameni bravi care au tras sabia alături de oamenii. Și uitați aici, în mai jos, da? Aveți o chestie care s-a găsit. Este o chestie găsită la etrușci, da? Și care dovedește încă o dată războiul milenar între vulturi și șarpe. Adică șarpele, simbolul oamenilor de aici, da? Și vulturul sau agvila, agvilele romane, Roma catolică, da, da, da. Imperiul american de astăzi, da? Și șarpele nostru care de-a lungul timpului li s-au opus. Acum, când ei au cotropit Europa și au scos absolut toate, rău a devenit bine, binele a devenit rău. Stăpânii legitimi au devenit impostori, iar impostorii au devenit legitimi. Asta încerc să vă atrag atenția asupra lucrurilor astea. Înțelegeți? Lucrurile adevărate se găsesc în afara lumii romane. Adevăratele probe. Adevăratele probe se găsesc în lumile care încă nu au fost contaminate, adică unde ăștia încă n-au ajuns acolo, ca să instaureze ei ceea ce ei numeau Pax Romana. Adică nu mai rămânea nicio ființă vie ca să li se împotrivească. Deci, despre asta vorbim. Vorbim despre un război milenar. Vorbim despre un război care durează de zeci de mii de ani. Și o să vă citesc ceva tot de aici din materialele noastre, zic, de-a lungul mileniilor, cam asta ar fi rezumat-o. De-a lungul mileniilor, locuitorii planetei Terra au dus o luptă continuă motivată de bine și rău. Angrenate în această luptă se găsesc patru simboluri care apar și dispar în diverse colțuri și timpuri. Dragonul, crucea, steaua cu șase colțuri, numită și steaua lui David, și semiluna. Aceste simboluri, care în esența lor erau doar niște hărți a lucru, e ca și cum ai fura astăzi formula E egal MC pătrat, faci o societate dintre asta ocultă și o plantezi pe peste tot formula asta, nu știe nimeni ce înseamnă, și ea e cu totul și cu totul altceva și în numele ei omori oameni. Îi trimiți pe unii cu niște echipamente care scriu pe ei E egal MC pătrat, da, le dai un topor în mână. Da? Știți ce ar zice? Iar vin MC pătrații peste noi. Revenind, da? Aceste simboluri au fost preluate de diverse societăți religioase și folosite drept pretexte de începerea unor războaie care nu aveau alt scop decât cuceriri teritoriale și materiale. Cum spunea și Ștefan cel Mare, îi spunea lui Vlad Țepeș, când e vorba să fure, când e vorba să înrobească și să ia ce nu ia lor, între creștini și păgâni nu-i nicio deosebire. Fiindcă atât în spatele societății așa zise creștine, cât și în spatele societății păgâne, s-ascund cam aceiași indivizi, cu aceleași maniere, ca să zic așa. Totuși, cei mai implicați în începerea războaielor, conform rapoartelor istorice de la Sol, sunt oamenii crucii, oamenii de sub simbolul crucii. Sumer, Grecia, Egipt, deci Grecia antică, Egipt, Roma, pe unde au trecut acești oameni ai crucii, istoria a consemnat societăți distruse, războaie și crime abominabile, care doar în Evul Mediu au numărat peste 250 de milioane de victime. 8 din aceste 10 războaie erau generate de acești luptători ai crucii, care se erijau, rețineți, în luptători ai binelui. Ei veneau și dădeau foc la orașe, torturau oameni și vedeau, dar erau luptătorii binelui, băieții ăștia, ca să le spunem așa. Care este binele și care este rău în ecuația asta? Istoria ultimilor 30.000 de ani este plină de istorii cu tot soiul de divinități, zei, dumnezei și sfinți.
Cei mai aprigi oponenți ai oamenilor cruci au fost luptătorii de sub semnul dragonului sau al zvasticii, zvastica fiind doi dragoni încrucișați sau doi șerpi încrucișați. În Evul Mediu, această bătălie a fost cunoscută sub numele de lupta dintre Dumnezeu și Satana. În cazul lor, atunci Dumnezeu era băiatul bun, Satana era băiatul rău. Dar Iisus Hristos a spus: și pomii după roadele lor îi veți cunoaște. Castelul Bran, v-am spus, este doar o mică părticică din toată povestea asta. Povestea este mult mai amplă, povestea este mult mai complicată și toate lucrurile astea s-au întâmplat, fiindcă cu mult timp înaintea lor s-au întâmplat alte lucruri. Așa cum Georg Brandenburg de Hohenzollern în secolul XV au reușit de au pus mâna pe Transilvania, da? Lumea nu știe că în secolul XVII aceiași catolici au detronat-o pe prințesa Asa Vaida din familiile voievodale ale moldovenilor, da? Și au instaurat ei acolo o cancelarie de asta catolică. Lucrurile astea sunt concomitente. S-a făcut o foarte mare presiune către centru și a mai venit și lovitura din anul 1802, care a dat o lovitură de grație civilizației agatârse grupate în interiorul Carpaților, fiindcă Țara Bârsei, da, unde se regăsește și Castelul Bran, este fix în mijlocul țării, nu? Da. Este fix în mijlocul țării. Revenind la idee, bătălia asta este milenară. Nu este de ieri de astăzi și s-a făcut sistematic. O luăm așa, castelul a fost cedat domnitorului Mircea cel Bătrân de către brașoveni. Bun, și stop. A aparținut în țara românească în 1419. Vă întrerup. Okay. Negustorii brașoveni nu aveau cum să-i dea lui Mircea cel Bătrân stăpânul unui teritoriu, n-aveau cum să-i dea mijlocul casei lui. Este ilogic. Nu avea cum să-i dea. După moartea domnitorului, castelul devine Comitetul Secuilor. Între 1441 și 1446, castelul a aparținut lui Iancu de Hunedoara. După aceea a trecut din nou în proprietatea brașovenilor, când mă întrebai cum, în contul datoriilor pe care le avea regele maghiar către aceștia. Auzi. Deci el a fost dat comunității în urma unor datorii. S-au stins datoriile renunțând la orice drept ar fi avut asupra castelului. Dar ăștia care au făcut datoriile, ei trebuiau să le plătească cu bunurile lor, nu cu bunurile altora. Eu fac datorii acum, da? Și când să le plătesc, îi spun: du-te la doamna Olga Croitoru că ți le plătește ea în contul meu. Vezi că nimic nu-i nou, susoare. Eu am aici ceva nou. Așa. Uitați-vă, vă rog, aș dori să-mi focalizați și asta. Asta este un magazin istoric pentru nostalgici. Uitați, 1947. Stema, da, ăsta este un magazin istoric. Uite ce stemă am avut noi odată, da? Erau cu păduri, acum o să aveți doar niște pășuni și soarele care o să ardă. Dar mă rog, asta e altă poveste, da? Nici pășuni nu mai sunt. Nici pășuni, da. Tot cu pă. O glumă. Ce spunea Eminescu? Fiind băiet, păduri cu trăieram. Ei, acum fiind băiet, hai să cu trăier pășunile, că păduri până Austria. Adică tot la clanul ăsta catolic de Habsburg, care stăpânesc, dar e sub altă de la noi formă. Greșeala pleacă de aici. Da. De ce v-am arătat ăsta? Ia uitați, aici spune o chestie. Cum este din numărul 12, decembrie 1987, adică cu 2 ani înainte de așa zisa Revoluție. Aici, în magazinul ăsta istoric, am găsit un document, aș putea să-i spun, da? E un raport la cum s-a desfășurat divorțul casei regale a României, da, de poporul ăsta al nostru român. Și ce este interesant în toată povestea asta, da? Este interesant următorul aspect. Regele Mihai, cu maică-sa, cu regina mamă, cu cine se întâlnește?
se întâlnește cu Gheorghe Gheorghiu Deș, da, care era secretar al Partidului Comunist, și cu doctor Petru Groza. Groza. Oameni buni, ce nu știți dumneavoastră este faptul că parcă v-am mai spus eu lucrurile astea, doar naivii pot crede că un cizmar ajunge să conducă o țară, că un potcovar a ajuns rege, că a rupt el potcoava în două și gata, s-a încheiat șmecheria. Nu. Eu revin aici. Sunt două aspecte. Gheorghe Gheorghiu Deș, da? Ceea ce nu știu oamenii, că ăsta e Gheorghe Gheorghiu Deș sub numele lui românesc, dar el era secui și se trăgea dintr-unul din copiii lui Gheorghe Doja, că pe vremea respectivă... Așa scrie acolo? A, nu, nu scrie aici. A. Aici spune, da, doar... De unde faci tu această analogie dintre Gheorghiu Deș și Gheorghe Doja? Păi încă o dată v-am spus, dacă eu fac parte din stăpânii locului ăsta, noi ne știm istoria, fiindcă asta este o istoria noastră în cerc. Dumneavoastră ați început să aveți acces la istoria asta datorită faptului că eu am sărit în afara cercului și am zis, bă, fraților, eu vreau să le dau la toți povestea asta, că n-are nicio valoare dacă... Uite, eu sunt mai gură bogată. Am simțit eu că nu e corect. Dar de ce să nu știe și ceilalți? Ce este interesant în toată povestea asta, este interesant că doctor Petru Groza se întâlnește cu Gheorghe Gheorghiu Deș, cu Petru Groza, se întâlnesc cu regele Mihai și cu regina mamă. Avem aici un act semnat de regina mamă și ia uite ce a spus. Regina mamă. Așa scrie acolo că se întâlnesc Gheorghiu Deș cu Petru Groza și, da, cu regina, da, mamă? Deci în raportul ăsta Gheorghe Gheorghiu Deș s-a întâlnit pe data de 3 ianuarie 1848. 1800 nu era Gheorghiu Deș. Nu, 1948, mă scuzați. Așa. Da. S-au întâlnit și ăștia au avut o discuție ca de la egal la egal, adică pe deasupra mesei de data asta. Nu... Păi, de la egal la egal cu un secretar care ar fi fost Gheorghiu Deș și cu regalitatea, nu prea se putea discuta de la egal la egal. Păi ei veneau de pe poziția lor și ei veneau de pe cu totul altă poziție. Aici nu înțelegeți noastră pozițiile, fiindcă ceea ce nu știți este că Gheorghe Gheorghiu Deș la rândul lui se trăgea din regele Șitosarmat Decebal. A, și ei știau. Bineînțeles. Regina mamă și cu Mihai. Bineînțeles că ei nu sunt de ieri de astăzi pe piață. Deci băieții ăștia, cum se explică că doar regele Mihai cu regina mamă se întâlnește ca un făcut cu Gheorghe Gheorghiu Deș și cu doctor Petru Groza? Și Petru Groza din ce străgea? Păi și Petru Groza, să nu credeți că era doar nume de proletar. Cum Ceaușescu a avut iară un nume de proletar. Și era și cizmar ca profesie. Nu știu, le-a spus ăștia că el a fost educat în breaz la cizmarilor. Adică noi vorbim de stări, de bresle. Oamenii ăștia făceau multe lucruri. Revenind, ăștia au spus așa, regina mamă, ci că poporul român a făcut azi un divorț și decent și elegant de monarhie. Aici se consemnează că le-au dat 8 vagoane de tren încărcate în gara de la Sinaia. Fiecare perioadă a istoriei este scrisă de cei din perioada respectivă așa cum consideră și cu influențele perioadei. Da, sunt de acord, dar numai că noi mai avem un filtru de cernere a informației. Fiecare dintre noi are el acolo un detector care îți dai seama cine minte și cum minte. Mai greu. Păi, ia uitați ce spune ce se spune în raportul ăsta, că ăsta este un raport făcut, știți de cine? De doctor Ioan Scurtu, care a fost o somitate totuși. Corect, dar e așa. Un raport care nu ar fi ieșit decât cu acordul celor care conduceau atunci. Și trebuia să le fie pe plac. Ideea interesantă este că, vă citesc aici ceva, în seara de 3 ianuarie 1848, Mihai de Hohenzollern a plecat însoțit de mama sa de la castelul Foișor din gara Sinaia, s-a suit în vagon cu două persoane, au venit 8 vagoane, dintre care 2 cu bagaje, restul cu nu știu ce, da? Mai mult chiar, lor li s-a lăsat cetățenia română. Nu li s-a retras cetățenia română. Știți când le-au retras cetățenia română? Lor
clanului lui ăsta de Habsburg le-a fost retrasă cetățenia română în momentul în care regele Mihai, contrar învoielii și înțelegerii care s-au făcut între ei patru, el s-a dus și a cântat pe dincolo, pe în Occident, gândea că îl mai ascultă pe el cineva, că i-au pus ăștia pistolul la cap, că nu știu ce. Și acum vă dau... El a avut din partea statului român și pe perioada comunismului o parte de bani pe care o primea, o sumă de bani pe care o primea lunar. Deci asta se știe. Uitați ce spune aici, raportul ăsta. Spune așa. Zice, pe 4 martie, aflându-se în vizită, regele Mihai vorbim, da? Aflându-se în vizită în Marea Britanie, da? A declarat presei contrar celor cuprinse. Ăștia, dacă... Bine, trebuie să citiți raportul ăsta. Raportul se numește Libertatea poporului de a-și clădi o nouă formă de stat. Primul lucru care oamenii ăștia l-au... În 1987 era deja... clădit o formă de... 1947. 47. Da. Nu, nu, 1947. Ăștia le-a spus de cum zice, bă, voi aveți mantaua voastră recală, e pătată cu sângele țăranilor din 1907 în care a tras. Nu sunteți compatibili cu poporul ăsta voi. Am ajuns la pauza de publicitate, revenim o secundă. După pauză. Am revenit după pauza de publicitate. Spune-ne, Valentin, da, în continuare. Deci vorbeam despre, în pauză, despre mausoleuri, despre... Da, vorbeam despre mausoleu. O să vă dau o informație, da? Și aș dori ca să o verificați, da? Încă dacă avem unde să verificăm, da, asemenea o informație. Nu, să poate verifica. Regișiți, de-a lungul timpului, se înmormântau în curgane. Curganele erau un fel de, un soi de piramidă, unde el era mormântat înăuntru cu ce avea el acolo, adunase în viața asta pământească, da? Bunurile mai de preț. Bunurile mai de preț. Curganele astea sunt cunoscute și sub denumirile de mauzolee uneori și am să vă fac, să vă dau o informație. Herod cel Mare a fost înmormântat într-un astfel de mauzoleu și cine știe istorie știe că se trăgea din regii șciților. Astăzi vorbim despre clanul Rothschild, care și-au fieful la Bordeaux. Și toți ăștia din clanul ăsta sunt înmormântați tot așa, în curgane sau în mauzolee de genul ăsta. Puteți verifica ultimul Rothschild, Edmund de Rothschild, este înmormântat, este singurul personaj din Franța care nu e mormântat la biserică, adică în pământ așa, dar el are mormântul lui aparte special, care este tot un mauzoleu. Revenind la Gheorghe Gheorghiu Dejul al nostru... Aceste curgane făceau parte și din civilizația cucuteni. Da. Și ei să exact. Păi asta a fost o chestie comună până când a fost comună tuturor popoarelor, până când unii ne-au luat o hăisa și alții au luat o în cea. Ca să ai dreptul să fii înmormântat într-un mauzoleu, cum a fost Gheorghe Gheorghiu Dej, trebuia să ai un arbore genealogic să-ți cunoască ăștia neamul dincolo de Sumer. Drept dat de către cine? E un drept care și l-au luat ei între ei. Așa a fost o chestie, între capetele încoronate. În clipa în care s-a luat puterea, s-au luat și toate drepturile. Încă o dată, oamenii ăștia care au făcut comunismul la noi n-au fost în realitate cine s-au dat ei. N-au fost băieții ăia proletari. Oamenii veneau din vechea aristocrație a pământului și fiecare știau strămoșii. Bine, aici mă cam îndoiesc, așa că stau să mă gândesc la... Vă îndoiți, dar vă îndoiți degeaba, fiindcă încă o dată n-ajunge un mecanic de locomotivă să conducă țara, deci cazul lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Nu vedeți că nouă ne-au fost date niște istorii așa prea mură în gură? Mă rog, okay, nu știu, eu dau deci informațiile astea pentru cine cunoaște... Tu de unde ai aceste informații? Încă o dată revii și îmi spui din clanul vostru, Ordinul Dragonilor. De-a lungul timpului, oamenii din familia mea
și cu oamenii din clanurile știților care au încercat să cotropească lumea, au fost într-un război continuu. Oamenii din familia mea au fost întotdeauna în fruntea oamenilor care și-au dorit să trăiască liber. Asta a fost menirea noastră. Noi ne-am dorit să trăim liberi și îi adunam pe toți cei care doreau să trăiască în libertate în jurul nostru, ca împreună să putem lupta pentru conceptul ăsta. Înțelegeți? Aici este ideea. Noi am fost cei statornici, oamenii statornici care aveau un trai așezat, aveau câte ceva pe lângă ei, pe ce pune mâna, spre deosebire de bandele astea de migratori care umblau cu căruța, cu calul, cu rachiu în butoi și unde se trezeau acolo și puneau și acolo intrau, acolo jefuiau. Corect. Și... Deci asta este istoria. Ne întoarcem la castel. Da. Cum vezi tu demersul tău mai departe? Ce crezi că o să se întâmple? Sincer? Nu știu de ce cred eu că demersul ăsta care l-am făcut este un demers pentru o cauză nobilă și justă în aceeași timp. Cu siguranță crezi în cauza demersului tău, e justă. Și cred că demersul ăsta va avea putere. Toate lucrurile pe care le faci... Ce cer tu acolo? Cer ca acest castel să fie retrocedat municipalității, da? Nu, poporului. Poporului. Dar eu aș cere ca de data asta poporul să-și facă el o comisie așa cum trebuie. Asta se cheamă municipalitatea, da, aia, că sunt votați. Să nu mai angajeze tot soiul de neisprăviți. Sunt cei pe care voi ați votat. Eu, acolo, la sincer, Brașov. Nu prea, dacă ăștia ar fi fost aleși de mine. Tu și cu alți. Nu, eu nu fac parte din... Tu nu votezi? Nu votez. Nu. Asta eu este singurul... drept la care renunți. N-am nevoie de el. Păi uite, dacă ai fi votat, atunci puteai să... Să ce? Da, am votat fiindcă ne-am ales primarul de la Bran. Un băiat care simte cu comuna, e născut acolo, e crescut, n-are interese. Primarul din Bran. Da, primarul din Bran. Cum te-a ajutat în demersul tău? Ce primarul te ajută, primarul din Bran? Ți-a înțeles demersul? Este de acord cu tine? Domnul, da, este de acord, ne susține demersurile astea. Ideea este că el s-a ales de curând, da, este nou. Sunt foarte multe lucruri de pus. Te-ai găsit înțelegere. Bineînțeles, ei după Revelion mi-au promis că îmi dau ziarul, să fac ziarul la Bran, ziarul foarte local. Foarte frumos, bravo. Da, și aș vrea să preiau și biblioteca. Bravo. Să fac niște acțiuni civice în rândul copiilor de la școală, să le ridicăm spiritul excelent. Civic. Bravo. Da. Bravo, eu intenționez să luăm, să facem un local acolo unde să le pun filme istorice. Foarte frumos. Vreau să stocăm. Ceea ce nu știe lumea este că un prieten de-al meu a cumpărat 25.000 de cărți trimise la topit de niște tipi care vroiau să distrugă cultura și cărțile. Noi avem 25.000 de cărți. Excelent. Deci România pentru moment e salvată. În astea 25.000 aveți de cărți avem și pentru români și pentru sași și pentru unguri. Da. Și cărțile sunt deja în paleți. Sunt puse, sigilate. Acum urmează să le găsim. Eu cred un loc... că și dacă cereți să vi se doneze, fiecare să vă doneze câte o carte care are legătură cu istoria, cu geografia, cu... cred că toată lumea ar dona. Da. Mai sunt câteva mici chestii de lucrat aici la capitolul. Deci aveți cu în primar acolo un om de toată isprava, un băiat tânăr care v-a deschis ușa și care v-a înțeles și care e alături de voi. Extraordinar. Da, e extraordinar că băiatul ăsta, domnul ăsta primar, pentru noi e prietenul nostru, noi am copilărit împreună. Perfect. Și atunci a înțeles. Da, și el și-a dat seama că probabil că factorii ăștia politici sunt, mă rog, nu știu, nu intru eu prea tare în discuții cu ei. Dar până la transmit voi, că voi până vreți la urmă să plătească ei pentru tot deja fosta. De vedem fapt. Unde suntem aici, a? Unde suntem acum. Da, vedem unde suntem acum. Poate că într-un fel este bine ca să vedem unde am ajuns probabil și de unde am plecat. Da, probabil că trebuie să ajungi foarte jos ca să te trezești și să începi să construiești la loc. Faptul că am ajuns jos e nimic, ar trebui să dăm politica cu capul și de niște bolovani. Politica e o zonă pe care eu personal nu o stăpânesc foarte bine, dar așa cât tot românul se pricepe la politică, cel puțin în ultimii ani când facem politică, vrem, nu vrem, da. Vedem că asta a fost trend în toată lumea. Deci nu numai noi suntem bulversați așa și duși pe o altă linie decât era normal. Nu v-am spus mai devreme că umanitatea
e condusă de un grup de indivizi care au un arbore genealogic milenar. Dacă ne întoarcem la scrierile vechi și la ceea ce am citit, fiecare se spune despre mileniul al treilea că ori va fi religios, ori nu va fi. Ei, asta și-au plantat ei în cap, că au mai vrut să asta mai... pentru că tu nu ești de... Eu vă spun că mileniul ăsta asta... trei, da? Vă fac o când profeție. Mă gândesc la religie, stați nu neapărat puțin. Mă gândesc la ceea ce te gândești tu, numai un pic. Da. Mă gândesc și la o întoarcere către umanitate, către oameni. Deci la o întoarcere la ființa noastră. Da. Deci la asta mă gândesc când vorbesc despre religie. Să mă întorc la mine, la sufletul meu, la ceea ce ar trebui eu să fiu ca om. La mi ajuta aproapele, la a pune preț pe familie, pe tot ceea ce am fost învățați. Da, așa cum am noi, discutat noi înainte de emisiune, da? Am zis că în emisiunea de astăzi nu o să mai fiu incisiv și eu să arăt cu degetul voi, ați făcut... Vă spun eu ceva, noi toți suntem vinovați. Bineînțeles. De ce ni s-a întâmplat. Și sincer, și eu sunt vinovat. Normal, o parte tot din aici vina, și tu, nu? Da. Îmi apare și eu sunt vinovat. Și poate că fac parte dintr-o categorie de mai vinovați decât ei, alții, da, deoarece că tu ai mai multă la cunoaștere. Revoluție noi am fost cu arma în mână și noi suntem generația care și am pentru că ai avut acces la mai multă cunoaștere. Da. Aș vrea să facem o împăcare a tuturor curentelor astea. Aș vrea să împăcăm biserica cu știința, da? Dar în condițiile următoare. Biserica ea trebuie să revină la statutul de universitate științifică care l-a avut. Deci înțeleg că tu nu crezi în un ajutor divin. Nu crezi în miracole. Nu. Eu cred în ajutorul altora care sunt ca și noi, sunt mai avansați decât noi în momentul ăsta. Eu cred în ajutorul lor. E o chestie simplă. Eu, de exemplu, am la mine o trusă cu șuruburi, chei, am ciocan, patent, scuzați-mă, și trec pe unul lângă unul cu căruța ruptă care n-are nimic. Da? Ăla este în nevoie. Și eu vin cu trusa asta și l-ajut. Și mai ales și știu cum să l-ajut. Asta înseamnă adevărata părtășie. Dar în momentul în care eu zic, bă, dacă vrei să te ajut, tu trebuie să-mi dai atâta, n-am, las că faci tu rost, atunci este cu totul și cu totul altceva. Oamenii de știință au, cei mai mulți dintre ei, când au ajuns la un anume nivel de cunoaștere, au luat o rază. Nu. Au recunoscut că există, nu că au recunoscut, se spune cu cât am fugit mai tare și am negat divinitatea, da? Cu atât am ajuns să mă apropii de ea. Ok. Vreți să vă dau eu formula lui Dumnezeu? Numele lui Dumnezeu? Mm. Păi noi suntem copia la scară mai mică a universului nostru. Universul nostru funcționează ca un corp omenesc. Și ceea, de exemplu, noi zicem șirul ăsta de celule e sistemul solar. Că sunt puse pe asta. Deci, structura noastră genetică este după structura universului de unde am luat naștere. A întrebat cineva, pe altcineva. Păi, cineva... Cum e jos, așa și sus. Nu. Da, exact. Spunea cineva, nu, pe mine m-a făcut Dumnezeu. Și ăla l-a întrebat, și dacă pe tine te-a făcut Dumnezeu, tu crezi că El te-a făcut cu ceva ce e în afara Lui? Nu. Păi și atunci, dacă și eu sunt făcut din aceleași patru elemente din care e făcut Dumnezeu, cu ce este Dumnezeu mai superior decât mine? N-am înțeles asta. De ce eu trebuie să fiu ăla păcătosul? Îți este superior pentru că El te-a creat. Nu. Dumnezeu îmi este superior în ghilimele, fiindcă așa au stabilit un grup de indivizi ca să o ducă ei bine. Și ei au zis așa, Dumnezeu e acolo, tu ești aici. Ăla e mare tare, tu ești mic și prost. Ca să-ți meargă bine, tu trebuie să îi mulțumești lui Dumnezeu, dar treci mai întâi pe la noi, cotizezi la casă, că noi avem legătură cu ei. Recunoști, e simplu. Că există un creator, că tu-l numești altfel. Că unii spun divinitate, tu îi spui, nu știu, acest Big Bang. Nu, eu recunosc un singur lucru. Departe. Odată cu nașterea unui univers, este o reacție chimică, fizică și matematică. În cadrul reacției astea chimice, fizice și matematice, ia naștere energia aia E egal MC pătrat, care se regăsește în diverse cantități în fiecare dintre noi. Și dacă în mine și este atât... care a creat acest univers atât de... Dacă și în tot mine... lanțul trofic și da, tot.
Exact, da. Dacă asta este în mine atât, vă uitați? Uh-huh. A luat forma mea. Dar dacă ea este atât, ia forma unui uriaș. Înțelegeți ce spun? În funcție de cât s-a zvârlit. Nu-i prea simplu așa? Păi aici constă jmecheria, ca să zic așa. Că lucruri foarte simple au fost complicate de pungași ăștia. Tocmai cu scopul de a nu mai pricepe nimeni nimic și a zice, știți, vă dau, nu mă lăsați-mă. Și că te întreb acum că ne-am apropiat de final. Final, da? Spune-mi, Valentin, cum vezi anul 2017? Și mă refer la țara noastră. Anul 2017, să știți că eu sunt foarte încrezător în anul ăsta 2017, este anul în care se va face justiție. Sper că anul ăsta 2017... le va fi luată puterea din mâini oamenilor care fabrică arme, le va fi luată puterea din mâini oamenilor care strigă, uite hoțul, dar de fapt hoții sunt ei. Și când asta fac o aluzie la pisica moartă aruncată în curtea rușilor. Rușii până una alta n-au atacat pe nimeni, ei și-au apărat țara. Rușii la ei acasă, cu armele lor, fac tot ce vor. Ei poate să și le... E ca și cum eu vă spune, noastră nu ține pistolul în casă, tu țineți-l la 7 km de tine, nu, dar nu în casă. Nu, oamenii și apără casa. Mesajul președintelui Putin, care se trage din Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, și ducând mai departe liniile astea dinastice, se trage din regele Artur și pleacă până la regii sarmați, care în urmă cu 3000 de ani s-au înfruntat aici până Europa cu șciții și cu alții, așa. Sper că vor fi niște inițiative care li se va lua puterea din mâini oamenilor ăștia care caută războiul, care caută să-și vândă produsele, adică armele. Produsele astea ale lor nu sunt bune decât la un singur lucru: distrugere, moarte, durere și suferință. Și lumea nu mai are nevoie de așa ceva. Noi putem să trăim în pace și în armonie, simplu. Trebuie doar să ne punem puțin capul la contribuție, să vedem ce nevoie, ce necesități avem și să renunțatul la prostie. Prostia ne ucide. Prostia este cel mai grav virus, credeți-mă. E cel mai grav virus care vreodată a putut să cadă pe capul oamenilor. Uite că totuși terminăm emisiunea cu sufletul plin așa de încredere. Dacă tu, cel mai sceptic dintre sceptici, spui că anul 2017 îl vezi ca un an bun, un an de schimbări majore în bine. Da, fiindcă schimbarea va veni de sus în jos. Mulțimile nu vor mai schimba niciodată nimic. De acum schimbarea vor veni după principiul piramidei, ăia de sus, câțiva de sus, vor face o schimbare profundă până jos. Fiindcă și după aia o să mai scăpăm și de generația asta de oameni care, na, să ducă către cele veșnice, nu le dorim noi asta, dar să fim sinceri, în lupta asta noastră ne încurcă. De ce? Dumneavoastră spuneați că eu sunt foarte sceptic. Da, am fost sceptic, dar știți de ce? Aveam scepticismul agricultorului care primăvara plantase boabele de grâu, sau mă rog, cartoful, da, dar nu știa el cam cât de bine le plantase, adică să nu fie îngropate nici prea adânc, nici prea de suprafață, ca să vină prima furtună și să-mi ducă cartofii scoată, mai încolo. Da, da. Acum când am văzut eu cum sunt roadele la suprafață, da, trag nădejde că toamna noastră va veni la anul și vom recolta. Vom recolta niște fructe ale armoniei, ale bineînțelegerii, ale... Uite, ați văzut? Că eu v-am spus, eu am în mine o chestie de-asta justițiară care... Când văd o chestie nedreaptă, mă răscolește. Că îmi spuneți, domnule, dumneata, ești... dai cu barda în Dumnezeu. Nu, e foarte bine că e justițiar. Eu ți-am zis, dau cu barda și în Sfântul Petru, numai în Dumnezeu, dacă ăștia umblă cu potlogării. Adică, înțelegeți-mă, da, eu sunt de partea binelui. Și binele are doar un singur drum. Nu poți să îi vrei binele cuiva dându-i cu un ciocan în cap. Corect. Că îi spui tu că îi îndrepți cu cuiele. Hai să fim serioși. Da. Da.
Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Că ne-a suportat. Îți mulțumim, Valentin, sigur că da, și ne vedem cu altă ocazie. La revedere, pe vinerea viitoare.